Un bărbat de 32 de ani din Șimleu, Silvaniei, și un altul de 24 de ani din Zalău, urmăriți național, au fost depistați și încarcerați de polițiștii de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. Ofițerul de presă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, Diana Bonțe, ne-a declarat pentru Sălăjanul Info. Joi, 17 august, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au depistat și reținut un bărbat de 32 de ani din localitatea Șimleu, Silvaniei, urmărit național. Judecătoria Șimleu, Silvaniei a emis pe numele acestuia un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate, fiind condamnat la 4 ani și 11 luni de închisoare în regim de detenție pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. Tot joi, 17 august, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj au depistat și reținut un tânăr de 24 de ani din Zalău, urmărit național. Judecătoria Zalău a emis pe numele acestuia un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate, fiind condamnat la 1 an și 2 luni de închisoare în regim de detenție, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive. Cei în cauză au fost introduși în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, urmând a fi transferați la penitenciar pentru executarea pedepselor la care au fost condamnați.